Deci, până la urmă, datorați statului român vreo părticică din aia 114 milioane? Am două răspunsuri la... un răspuns cu două puncte. În primul rând, unul, conform expertizei dispuse în instanță. Instanța de fond. Instanța de fond. Nu există niciun fel de prejudiciu, în ciuda faptului că judecătorul nu a ținut cont de această expertiză, vorbind de judecătorul de data asta, de la înalta curte, care a dat soluția definitivă. Și doi, în ceea ce mă privește personal, nu am fost pus să plătesc, în ciuda faptului că am fost condamnat la 5 ani jumătate de închisoare, cu executare, nu am fost pus să plătesc nici un ban. Singurii bani pe care a trebuit să-i plătesc, și am aici dispozitivul sentinței în ceea ce mă privește, pe lângă condamnarea în sine, am fost pus să plătesc 30.000 de lei cheltuieli judiciare către stat. Am înțeles. Bun, asta și încă 3.000 de lei alte cheltuieli judiciare către stat. Lucru pe care le-am plătit și am mai și chitanță. Da? Amândouă. Deci, am înțeles. Din această perspectivă, și vreau să lămurim treaba asta o dată pentru totdeauna, nu datorez în baza acestui dosar statului niciun cent. De unde a apărut în discuție faptul că ați fi furat jumătate de miliard de euro? În momentul în care... În momentul în care s-a emis mandatul european de arestare, sigur, există un formular care se completează la întâlnirea mică. Am aici un extras chiar din pagina respectivă, chiar din mandatul de arestare, pentru că, sigur că l-am citit și eram și eu curios să văd cam... din păcate. Deci mandatul de arestare este incredibil ce scrie. Emis de statul român. Emis de statul român pentru arestarea mea. Da. Mă rog, se descriu faptele. În perioada octombrie 2002, mai 2004, inculpatul Săgulescu a executat presiuni asupra numitului pentru acceptarea nu știu ce, etc. etc. Da? Printre altele, la un moment dat, l-a determinat pe notarul public inculpatul așa să redacteze sau autentifice contractul de cesiune numărul prin care, împreună cu comandatarul inculpat, Giurgiu Canu, au vândut drepturi succesorale ale mandantei lor, fără mandat din partea acesteia, drepturi succesorale care numai în materie, asta e interesant, de terenul intravenare în Constanța, privesc suprafețe de 12.500.000 de metri, în valoare de 538 de milioane de euro. Nu, vreau să vă spun ceva. În momentul în care m-am dus și m-am predat, în Italia, da. Unde la Napoli, unde v-ați predat? Da, la Napoli. M-am dus direct și m-am predat chiar la închisoarea Poggio Reale, care este cea mai dură închisoare din Italia. Și m-am dus acolo pentru faptul că formalitățile de prezență în fața judecătorului durau mai puțin decât dacă m-aș fi dus la poliție. Acolo dura o zi, dacă mă duceam la poliție durau două zile. Și... Dar de ce la Napoli? Pentru că acolo aveam rezidență și domiciliu și pentru că acolo aveam și activități comerciale și practic locuiam. Și v-a dus să vă predați pentru că se pronunțase o sentință definitivă împotriva noastră în România. Bineînțeles, m-am dus să mă predau. Trebuie să explic treaba. Da, să termin prima dată cu ăștia 538 de mine. Când m-am dus să mă predau, oamenii au citit. Oamenii și italieni. Italieni, polițiști. Da, polițiștii și s-au uitat la mine și 538 de milioane. Dintr-o dată eram îmbrăcat, eram la costum și se mirau așa pentru că... Păi da, la 538 de milioane trebuie să te prezinti într-o dată. Și ați făcut. Și le-am spus, domne, abuz în serviciu și se uite așa. Abuz în serviciu? Păi se uite, în Italia... Cum? Și 5 ani jumate? Păi ce, în Italia nu merge la închisoare pentru așa ceva. În România merge la închisoare pentru așa ceva. Păi și când au citit acolo, 538. Adică ei au înțeles și de fapt asta era ideea, ca să se înțeleagă din acest mandat, că era o fraudă de 538 de milioane. E o tactică. În realitate, repet, eu nu datoram nimic, zero. Și vreau să spun treaba asta public, pentru că am văzut extrem de multe comentarii făcute de cei din presa română care nici nu s-au uitat, nici măcar nu au avut curiozitatea măcar să citească sentința de condamnare, nici măcar pur și simplu au copiat comunicatul inițial al DNA-ului din 2005. Asta face parte din o practică. Îl tot copiază jurnalistică, da. Zilnic, când vorbesc de mine. Pentru că în momentul în care ești nevoie să dai greutate unui material, întotdeauna te duci
la sursele inițiale. Și singura sursă inițială pe care o care există, este comunicatul DNA. Da, dar mai este o sursă foarte bună și anume cineva să se ducă să-și facă treaba, să vadă despre ce este vorba și să vadă că și să studieze un pic documentarea și nu a luat foarte mult. Să studieze dosarul? Nu dosarul, nu, măcar sentința. Nu, pentru că și am spus-o de câte am publicat pe Facebook acum câteva luni de zile, aproape un an de zile și am spus, domnilor, eu nu datorez statului în baza acestui dosar nimic și nimănui nimic, zero, cel puțin la acest moment. A, că există acum pe rolul în baza acestei sentințe o acțiune civilă făcută de Primăria Constanța și vom vedea dacă în urma acestei acțiuni voi fi obligat să plătesc ceva considerat către judecător ca și un anumit prejudiciu provocat statului. O să vedem. Părerea mea este că nu, pentru că n-am avut niciun fel de implicare directă. Ați spus la un moment dat, ați spus că aveți suspiciuni în privința unor presiuni care au venit din partea unor zone care noi le-am numit la un moment dat statul binom, celebrul binom. Dar vreau să vă întreb un lucru. Dumneavoastră, parcursul acestei odisei judiciare, ați avut contacte cu ofițeri de informații? Contacte cu ofițeri de informații, eu personal? Da, absolut niciodată. Pentru că și asta era un zvon. Absolut niciodată. Nu sunt... A, interesant asta, da. Nu am făcut niciodată parte de niciun fel de structură. Nu am această... îți trebuie un anumit mod... Deci aveți un... Mi se pare că aveți un profil de om care... Arăta securism. Nu, îi place aventura, nu altceva vreau să spun. Ceva. Nu am fost niciodată și nici nu o să fiu niciodată și să mă ferească Dumnezeu să-mi pierd mințile și să ajung să măcar să mă gândesc. Doamne, ferește, nu. Deci răspunsul este categoric nu. Alte zvonuri de presă, că presa, dacă nu se pricepe să ducă la dosare și să înțeleagă ce scrie... Tu nu mai critica presa, că faci parte din presă. Nu-i nimic așa, tocmai că sunt un insider și care poate să vorbească în cunoștință de cauză. Dacă nu e în stare să ducă la dosare și să înțeleagă ce scrie în el, este în stare să umble cu zvonuri. Deci aceste zvonuri de presă spuneau că dumneavoastră ați luat napolitana cuiva, cum se spune în limba șpedă. Cașcavalul, că pe business-ul ăsta puseseră ochii unii din serviciile de informații. Știți ceva în sensul ăsta și că le-ați luat napolitana pe sub nas? Sincer, nu. Nu. N-aș vrea să... Nu, în niciun caz. Nu, eu personal n-am auzit de asemenea zvon. Am auzit alte zvon, dar nu, ăsta sigur nu. Care? Ce alte zvon? Ce ați auzit? Am auzit prea mult. Discutăm, întrebați-mă. În general, am auzit. Cine nu aude? Cel mai pregnant zvon pe care acest zvon că altcineva ar fi pus ochii, nu am auzit. Ce se întâmplă? Într-un final, reprezentanții statului român probabil că au preferat să condamne cu executare și să-ți ia dreptul de a reveni ca un teren mare care să rămână statului în loc să ajungă în mâna unor persoane private. Să aperi ei proprii statul, așa? E prima oară când au chestia asta, că autoritățile sunt foarte preocupate de ce se întâmplă. S-au mai întâmplat cazuri, mai ales când era vorba de într-adevăr de retrocedări. Asta poate să fie o chestiune posibilă, dar nu am auzit de o chestiune... un interes particular, așa ceva. Ați spus că v-ați predat la Napoli, ați făcut-o imediat după ce a fost dată sentința? Nu am făcut-o imediat dintr-un singur motiv. Pentru că am așteptat motivarea sentinței. Alternativa era să mă duc imediat să mă predau în acel moment, să fiu arestat, să stau până judecătorii, să se dea motivarea cine știe cât deci, timp. Și n-am vrut să stau. Clar. Domne, stați, o chestiune, nu, n-am vrut să mă duc, să mă predau imediat, pentru că stăteam în închisoare până când se gândeau judecătorii noștri ca să motiveze termenul legal fiind de 30 de zile. Și ca, între timpul de Constituțională a rezolvat lucrul ăsta. Asta e altfel, a rezolvat, dar la momentul ăla nu era rezolvat, nimeni nu respecta acest termen și finalitatea s-a motivat după 9 luni. După aceea ne-am... Dar în aceste 9 luni v-a căutat cineva?
Adică la, acel mandat de arestare la, pe la, la, imediat după redactarea sentinței. La locul unde eram eu, în mod legal, nu m-a căutat nimeni. Adică acasă. Da. Bine, aveam mai multe case. Mai multe locuri unde mă aflam. Adică aveau adresă, dar, buletin, nu, da, în cartele identității. Da, nu s-a întâmplat să... Dar era un loc cunoscut de autoritățile italiene, dacă era ceva. Da, bine. Adică nu vă ascundeți. Nu, asta e întrebarea. Nu ascundeam. Domne, eu, oricum, vorbind cu avocații, n-aveam niciun fel de altă alternativă decât să mă duc să mă predau. Da. Da. Trebuie să îți pregătești documentele. E o situație foarte delicată din punct de vedere al situației juridice. Trebuie să-ți prezinți apărat, trebuie să te pregătești. E un moment pe care trebuie să-l pregătești atent. Și cum l-ați trăit? L-am trăit foarte rău, l-am trăit groaznic. Mi-a fost afectat familia, mi-a fost afectat părinții, mi-a fost afectată soția, copilul. Ați devenit infractor? Da, peste noapte am devenit infractor, cu acte în regulă. Până atunci jucați infractor doar în film. Exact, da. De data asta am devenit infractor cu acte în regulă.